Potrivit autorităților, tragedia s-a întâmplat în cartierul brașoveni Stupini. După o ceartă aprinsă cu familia în legătură cu rezultatele școlare și pregătirea sportivă, tânărul de doar 17 ani a luat arma de vânătoare a tatălui său și s-a împușcat în cap. Echipa operativă care s-a deplasat la fața locului a stabilit faptul că tânărul avea 17 ani, iar pe fondul unor discuții contradictorii cu părinții săi pe tema rezultatelor la învățătură și a pregătirii sportive, a luat arma de vânătoare a tatălui și s-ar fi împușcat mortal în cap în zona parietală stângă, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Brașov, Gabriela Dinu. Din păcate, echipajul care s-a deplasat la fața locului pentru a demara cercetările specifice nu a putut decât să constate decesul tânărului. În jurul orei 17 am fost sesizați prin apel la 112 cu privire la faptul că un tânăr de 17 ani din cartierul Stupini s-a împușcat mortal în zona capului cu o armă de vânătoare a tatălui său. Echipa operativă care s-a deplasat la fața locului pentru a demara cercetările specifice a constatat că tânărul de 17 ani a decedat în urma unei plăci prin împușcare în zona capului. Tânărul poreclit Bursuc făcea parte din echipa de polo junior a clubului Corona Brașov. Nu se știe încă dacă este vorba despre o sinucidere sau dacă arma s-a descărcat accidental. Corpul adolescentului a fost transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală Brașov în vederea efectuării necropsiei. De asemenea, a fost deschisă o anchetă pentru a stabili circumstanțele producerii incidentului.